Consiliul Local al Municipiului Călăraș a fost convocat în ședință ordinară miercuri 15 decembrie, începând cu ora 16:30, în sala de ședință a Primăriei Municipiului Călăraș. Printre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi s-au regăsit următoarele. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Municipiul Călăraș pentru anul școlar 2022-2023, proiecte de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Serviciul Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Călăraș, Consiliul Județean Călăraș și Complexul de Agrement Dumbrava din Călăraș, privind gestionarea animalelor aflate în situație de pericol pe teritoriul administrativ al județului nostru, precum și tarifele practicate în desfășurarea activităților specifice. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice de la Căminul de Bătrâni Sfântul Antimi Vireanul din Călăraș și proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale prestării serviciilor funerare către populație aferente administrației cimitirelor Călăraș. Da, interpelări. Cine dorește să... Deci domnul Chiriță, domnul Mirescu. De asemenea, în sală mai sunt anumite persoane care au interes vis-a-vis de anumite hotărâri. Sunteți de acord să ia cuvântul doamna director Nicolache de la FEC Călăraș? Cine este pentru? Școala Pozniceală, profesa Maria. Școala Pozniceală, mă rog. Mariana? Mai ai zis să-i la rând. Suntem de acord ca la momentul discutării acelui proiect de hotărâre să o ascultăm și pe doamna. Suntem toți de acord? Da. Cine este pentru? Ok, doamna Nicolache, în momentul în care vom ajunge la proiectul care vă interesează, veți lua cuvântul. Domn Chiriță, aveți cuvântul? Da, domnul primar, cu părere de rău, am constatat și eu că las că am făcut de râs pe Moș Crăciun anul ăsta. Și... Da, acum... E părerea dumneavoastră. E părerea mea și cred că avem dreptul fiecare să ne spune normal. O părere. Sunteți în opoziție, normal că sunteți neopoziție. Da. De altfel, am observat că Moș Crăciun a fost destul de generos cu firmele de casă care de regulă obțin contracte din primăria Călăraș, dar când a fost vorba despre copiii. E bine că citim presa, domnul consilier, este bine că citim presa și preluăm de presă. Nu ce vor presa, nu. Mai există. Mai deci toate firmele, vreau să vă spun că toate firmele din Călăraș puteți să le considerați firme de casă. Probabil că dacă venea cineva de la București, cred că trebuie să vă transmit. Nu mă enervez, că de nu sunt foarte cald. Haideți să consilier și face-i răspundeți punctual. Deci eu pot să vă dau și argumente, pentru că întâmplător achizițiile primărie pe care dumneavoastră le faceți, sunt publice prin intermediul unui sistem electronic. Tocmai asta spun. N-am înțeles. Nu, vă ascult. Da. Deci... Sincer vă spun, eu sunt dezamăgit de modul în care ați abordat dumneavoastră această activitate și acțiune cu vis-a-vis de primirea copiilor din școlile călărășene anul acesta. Și încă o dată vă spun, eu consider că l-ați făcut de după Moș Crăciun. Este fix problema dumneavoastră. Da? Iar să vă răspund, toate aceste achiziții sunt publice și acolo vedeți orice. Probabil dacă era o firmă cum erau învățați înainte să fie firmă după la București sau de unde mai fost, era foarte bine. Uite ca anul ăsta, dacă a venit o firmă din Călăraș, acum, na, v-a supărat. Asta este. Asta este. Noi nu considerăm, noi vedem reacțiile oamenilor, este bine că aducem un gest de normalitate acestor copii care aveau nevoie de o normalitate, că puteau foarte bine să nu facem aceste acțiuni, să stea frumos în casă, încercăm să aducem zâmbetele pe chipul lor, ceea ce am și făcut. Da? Și ieri, și astăzi, și zilele următoare. Da? Iar nemulțumirea dumneavoastră este a dumneavoastră ca fiind un consilier în opoziție, pentru că probabil nu vă dorească acești copii să aibă o normalitate. Eu îmi doream ca acești copii să beneficieze de altceva. Deci, domnul consilier, este bine că faceți opoziție și atunci este foarte bine că așa gândiți. În opoziție, mi-aduc aminte că erați foarte deranjat de aceste modificări repetate la ordinea de zi, cu completări la buget și așa mai departe, dar constat că inclusiv dumneavoastră faceți același lucru și ba chiar mai acut decât se întâmpla în mandatul anterior. Mi-am dat seama că făceau și ei bine înainte și acum fac și eu.
Am înțeles, da. Adică face da, o ironia să știți că nu mă face cinste. Adică, din punctul meu de vedere, e... Domnul consilier, este strict părerea dumneavoastră. Eu fac tot ce este necesar ca această comunitate să facă tot ce trebuie. Ok. Bine. Da, domnul Mirescu, vă rog. Trebuie să-mi scriu, vă rog, așa, nu? Eu aș vrea să mă folosesc de acest moment pentru a da citire unui raport al comisiei pe care am constituit-o prin hotărârea Consiliului Local, cu acea comisie care ar trebui să propună măsuri privind reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare. O să încerc să fiu foarte rapid cu măsurile pe care le-am, pe care le-am identificat noi. Avem mai multe categorii de măsuri. Măsuri imediate care ar trebui să poată fi implementate în 30 de zile. Sunt elaborarea unui set de indicatori pentru evaluarea platformelor de colectare selectivă de pe raza municipiului Călăraș și întocmirea unei fișe de evaluare pentru fiecare platformă, apoi analiza acestor fișe de evaluare și identificarea unor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea gradului de conformare în privința colectării selective. Avem apoi măsuri pe termen scurt care pot fi implementate în 60 de zile. 1. Dezafectarea cel puțin temporară a platformelor din zonele de casă, pentru că locuitorii din zonele de casă au contracte de ridicare a gunoiului menajer și a sacului galben din poartă în poartă. Aceste platforme nu sunt folosite corespunzător, astfel, dezafectându-le, putem scădea costurile de operare și cantitatea totală de deșeuri. O altă măsură propusă este înființarea unei patrule eco, echipaje formate din reprezentanții Direcției Poliției Locală sau reprezentanții Serviciului Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș. Rolul patrulei este acela de a verifica modul în care se face colectarea selectivă și de a da un semnal, prin echipamentul adecvat al personalului, că platformele de colectare sunt supravegheate și că abaterile vor fi sancționate. 3. Achiziția sau închirierea a două automate de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile. Cele două automate vor fi montate pe platoul din fața primăriei, respectiv la piața Orizont. Automatele vor elibera, în schimbul ambalajelor colectate, PET, aluminiu și sticlă, tichete care pot fi preschimbate în bilete de acces la zoo, bilete de acces la bazinul didactic, bilete pentru transportul în comun, etc. O altă posibilitate poate fi colaborarea cu mari agenți economici din zonă pentru reduceri în centrele comerciale la anumite produse pe baza tichetelor eliberate de automat. 4. Introducerea, acolo unde este posibil, a pubelelor care deservesc instituții publice, precum instituțiile de învățământ, în curțile instituțiilor, eliminând astfel posibilitatea de a fi folosite incorrect. 5. Elaborarea unui proiect de hotărâre pentru creșterea amenzilor în cazul folosirii incorrecte a platformelor de colectare selectivă. Avem și măsuri pe termen mediu care pot fi implementate în 6 luni, verificarea agenților economici din comerț și punerea la dispoziție acestora a containerelor speciale pentru colectarea ambalajelor care rezultă din activitatea lor. 2. Inițierea unei culturi a colectării selective în școlile din municipiul Călăraș prin programe specifice precum competiții școlare cu premii pe tema colectării selective sau concursuri de proiecte, etc. 3. Campanie de informare a cetățenilor cu privire la importanța colectării selective și a reciclării, a riscurilor pe care le presupune neîndeplinirea țintelor anuale de reciclare atât pentru bugetul local cât și pentru mediul înconjurător. Materialele campaniei pot fi anunțuri radio, TV și pe cele mai utilizate platforme online, flyere, afișe, panouri de informare la platformele de colectare. Și avem și măsuri pe termen lung, care se pot implementa în 12 luni. 1. Programul Sacul Galben la bloc, prin care se distribuie odată pe lună 4 saci galben locuitorilor din zonele de blocuri. 2. Introducerea containerilor dedicate pentru colectarea sacilor conținând deșeuri reciclabile, plastic, metal, sticlă, hârtie. Zonele în care se vor amplasa aceste containere vor fi marcate clar cu panouri indicatoare care să conțină instrucțiuni pentru folosirea sacului galben și amenzile pentru folosirea incorrectă a containerului. Acest raport va fi transmis primăriei în legislatură. Consider că e necesar să ne aplicăm asupra acestor măsuri, precum și a altora, ca să creștem gradul de reciclare din orașul nostru, pentru că în momentul ăsta suntem sub 1%, avem 0,7% și ținta este de 50%. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul consilier. Propun ca acel raport să fie transmis și consilierilor. Este altceva când îl citește fiecare consilier cu atenție, da? Da. Ce spune mult mai tânărul meu coleg, este corect, dar mi se pare extrem de stufoasă povestea Marius. Trebuie să trecem direct la bani. Ori colectarea, dacă se face pe categorie, așa cum ne-am angajat în contract și nu altcumva, tariful este, cred că, de 10 ori mai mic. Nu e treaba mea cum își face el dimensionarea personalului și a parcului. Treaba mea e ca cetățenii mei să-i oblig, și este ultima dată, că nu sunt de la casa de nebun, ca ei să dea selectat. Nu mă interesează restul.
Unde îl duce el, ce face? Stabilim marți, cum spunea el, cu galben, verde, albastru, nu știu, nu-i treaba. Altfel, toată această diferență de la 1% la 50%, 0,7%. Lasă-mă unul, trece de la mine. Povestea este următoarea. Este că se transformă în amendă. De ce? Tu te-ai angajat la o anumită cantitate, tu, noi, cu toți, nu tu, Marius. Și această diferență înseamnă bani care se impută. Drept dovadă avem acele 2 milioane, care nu se numește suma, nu se numește amendă, se numește contribuție la mediu. Doar se vor plăti, că ne-am angajat cu toții. Și nu trebuie să-ți dau ție în cărcă sau, eu știu, să-ți zic la Marius. Pe scurt, permite, domnul Buzea, nu e un angajament, este o obligație legală. Păi asta e, două dracului. Ai asumat-o, ai drepturi și obligații care îi vorăți în acel contract. Punct! Și nu scăpăm de treaba asta nicicum. De ce? Diferența de la cantitate, cum spunea și el la trecuta ședință, când a fost unul ăsta, Behean, care era un bolnăvios fără acul de mine, prin urmare, Marius, îți recomand, hai dracu, vedem cum au făcut alții pe în țara asta, în altă parte. Un incinerator, face și energie, nu face. Hai mă, s-o face. După aceea vă spun ce am făcut în ultima lună. Hai, zi! Ultima dată, deci acum 3 zile, am avut o discuție cu o anumită societate care se ocupă de deșeurile astea menajere, în care să ne aducă o stație de compost, în care toată masa verde, vreau să vă spun că cel puțin de la cei de la curățenia stradală, am avut peste 100 de tone de frunze. Și toate aceste vegetale, da, vreau să le transform în stația, să le ducem în stația de compost, ba mai mult, ca să scăpăm și eu cu apa de acele numoluri de la stația de epurare, în amestec cu acest, să facem un compost, dar trebuie să luăm această stație, această instalație, care nu este super complicată, dar trebuie să o avem, dar trebuie să vedem ce avize necesită ca să mutăm aceste cantități în stația de compost, pentru că, cu siguranță, la mediu vom întâmpina alte probleme. Ce facem cu levigatul? Cum facem? Unde ducem? Avem precontracte? Unde ducem compostul? Cum facem? Compostul este simplu. Compostul putem să-l folosim la noi, că avem atâția spații, atâtea spații verzi și atunci putem să-l folosim. Asta este ultima discuție care am avut-o. Am avut-o, cred că 3 săptămâni, Acum 3 săptămâni, da, vreau să aducem un investitor la Călăraș în care să investească undeva, sunt olandez, da, vreau să investească 30 de milioane de euro, să aducă o stație de sortare cu, în care preia tot gunoiul menajer, amestecat, pentru că, vreau să spun domnului consilier, că nu putem să ducem saci galben la blocuri, pentru că sunt 20, peste 20 de mii de apartamente și nu o să putem să facem. Putem să facem acest lucru la casă, că avem 6.000 de case, 6.500 de case. Casă se face deja. Da? Da. Asta vreau să vă spun. Da? Dar la apartamente nu o să putem să facem. Nu o să aibă cine. Alții au putut să facă. Au asociații, domnul. Au asociații, domnul consilier. De unde v-ați împrumutat datele? Au asociații acolo. Ideea este că acest investitor va trebui să preia tot gunoiul amestecat, după aceea îl bag într-o stație de sortare și va ajunge într-o zonă să întoarcă la groapă. Ei au mizat pe undeva la 10% să întoarcă gunoi pe groapă. Restul de 90% să recicleze sub diferite forme. Da, formă de compost, dusă energie, vor să facă din peturi, au instalații în care la 1000 de tone, la 1000 de kilograme de peturi scoate 200 de litri de biodiesel. Da, așa spun, discuțiile sunt, dacă reușim să aducem acest investitor la Călăraș și ei vor în viitor să facă acest lucru, atunci ne-ar salva și nu mai avem toate aceste probleme. Pentru că problema inițială de când am plecat și cum o se prezintă la noi, este datorită faptului că nu avem asociații și nu avem cu cine să discutăm, cantitatea foarte mare de gunoi menajer care o rulăm noi prin REBU, prin operatorul REBU, se află la blocuri. Iar nimeni de la blocuri nu respectă regulile. Știți foarte bine că în trecut ați încercat să faceți administrația, a încercat să facă 2 platforme sau 3 platforme cu cartelă, care între timp s-au vandalizat, s-au distrus, le-am refăcut, iar l-au vandalizat. Asta înseamnă că nu e bună sau nu. Nu, suntem noi civilizați. Dar imediat, acasă. Aici e povestea. Este părerea dumneavoastră și vă susțineți. Aici e povestea. Dacă noi facem un lucru și se vandalizează și după aia facem iar și iar se vandalizează, cum se... este clar că soluția nu este
potrivită pentru mediul în care o aplicăm. Ce să vă spun, că sunt atâtea lucruri. Da, vreau să mă rezumim la povestea. Da, deci asta este povestea care, dacă o implementăm, o să iasă bine. Povestea, dacă este, cum a spus comisia care ați înființat-o când nu eram eu prezent aici, a da? Profitat de faptul. Foarte bine, foarte bine, da. Este foarte bine. Tot ce pune, tot ce... Nu, nu se spune. Dar vă spun eu, particular. Tânăr, tânăr, dar pe aia cum era cum a fost. La spate... Am înființat. Da, ideea este, domnul consilier, că eu nu vă contrazic, dar o să vedeți finalitatea acestui demers al dumneavoastră. Noi ceea ce ați constatat aici în raport, o să dați la fiecare consilier și după ce Consiliul Local o să transmită la cel care gestionează CMID-ul, da, Centrul de Management al Deșeurilor, Integrat al Deșeurilor, da, în care, respectiv VADI, în care să vedem cum va implementa ceea ce spunem noi, pentru că noi nu putem să facem nimic decât dacă discutăm clar cu VADI și cu operator. Corect. Am venit cu niște măsuri. Da, eu ce am spus? Deci noi trebuie, noi trebuie să noi Consiliul Local duce la, duce la. Noi am venit cu niște măsuri concrete. Nu vă supărați, domnul consilier. Am înțeles eu ce spun. Asta am spus și eu. Domnul consilier are dreptate. Sunt de acord cu dumneavoastră. Unul de stație de compost care rezolvă problema deșeurilor vegetale pe care cei de la bloc nu le generează, că acolo este marea problemă, așa cum a spus și dumneavoastră. Și alta este o investiție de 30 de milioane de euro, care este o chestie... În 2 ani. În 2 ani se va face. 2 ani e un termen foarte lung pentru ce avem noi de făcut aici. Noi. Păi, dar nu eu ce vă spun, ce propuneți dumneavoastră, comunicăm la ADI și vedem ce se întâmplă. La urgență 92, noi trebuie să avem 50% reciclabile din total, deșeuri selectate. Nu ne-am angajat. Suntem ba da, le-ai contract, ai cute, Marius. Cantități. Ia contractul de urgență. Lasă-o treacă, nu vorbeam de lege. Vorbeam și m-am angajat eu prin contract. Ideea este că noi comunitatea europeană. Ideea este că noi trebuie să găsim pași oricât de mici prin care să încercăm să creștem. Dar eu am spus că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu v-am spus, deci, ascultați-mă, eu v-am spus ce am discutat, pentru că noi suntem foarte mari generatori de... de verde. Da, dar ca să închei, dumneavoastră ne-a spus și că o să vedem noi ce o să se întâmple cu astea, adică trag concluzia că nimic cu măsurile astea. Vă pripiți totuși.